După ce a fost mustrat și amenințat, e adevărat voalat, de către președintele Joe Biden, Elon Musk, cel mai bogat om al lumii și noul proprietar uh, Twitter, uh, își avertizează fanii uh, că nu e bine să voteze cu democrații, îi sfătuiește să voteze cu uh, republicanii. Uh, ceea ce înseamnă uh, că Elon Musk nu se știe în ce uh, barcă a stat până acum, dar în mod cert să mută, dacă a stat în barca democraților, să mută în barca republicanilor. Deci, din această perspectivă, balanța de putere se schimbă.